Anul ăsta, seria A a fost înuită, hai să zicem, straniu. Chiar și eu, care, nu zic, mă mai interesez ce se întâmplă în industrie, nu știam de el. Orice site oficial îl verificam atunci când alegeam seria A, îmi propune din start a 5373 73 și 33 iar când totuși găsesc A54 sau dă eroare sau ceva similar. Cu toate astea, Asta este noul Galaxy A54. Despre care vreau să-ți zic azi. Atul principal anul acesta e noul design, care spre deosebire de seria S este nou în fiecare an. Dacă în 2022 noi vorbeam de plastic absolut peste tot, în 2023 noi deja vorbim de sticlă și aluminiu. E sexy. Nu pot spune altceva, practic este similar cu seria S23, doar că este mai lat și nu este mat. Apropo, despre culori, vor fi patru disponibile: acest verde, violet, negru și alb. Pot spune cert, dar și subiectiv, totodată, în bugetul ăsta, A54 este cel mai atrăgător telefon. Totodată și cel mai premium, dacă vorbim doar despre design. Ce mai e de menționat? USB 2.0, încărcare wireless, desigur nu este, pentru că încă rămâne atul principal pentru telefoanele de top, protecție de apă și praf, conform IP67 și desigur sunet stereo, care nu e cu nimic diferit față de cel de pe A53. Sună bine, sună tare, dar aș vrea și mai mult baz de la el. Despre display. Singurul lucru diferit față de A53 este luminozitatea maximă, 1000 nits contra 800 nits. În rest, sunt absolut identice: AMOLED, 120 Hz și 450 pixel per inch. Dar totuși îl percep tu diferit, pentru că rama neagră din jurul ecranului acum este mai accentuată, arată impresionant din cauza acestei rame din aluminiu care acum este mai ridicată decât Ecranul. Cum am spus, arată impresionant. Singurul comentariu este că latura de jos este mai mare decât celelalte trei laturi. Da, pe A53 e la fel, dar acest lucru nu atrage atât de tare atenția. Dar știu, asta nu influențează absolut nimic, doar că de regulă acest lucru e caracteristic telefonilor mai accesibile. De exemplu, în 2022 Samsung anume prin acest mod și făcea diferența între A33 și A53, care de fapt tehnic erau similare. Separat am să menționez și cititorul de amprente, care în continuare e ascuns sub ecran, fără schimbări spre bine, față de a 53. Iată așa vom zice. Responsabil de performanță, anul ăsta este Exynos 1380, în pereche cu 6 sau 8 GB RAM și 128 sau 256 Inter. Variante cu 4 GB RAM nu mai sunt. Tipul memoriei RAM, dacă ești interesat de cifre, este DDR4X, adică fără schimbări. Revenim la Exynos. Și A53 și 54 pe care le am azi la test au câte 6 GB RAM în Geekbench 6 diferența este de 50 de puncte. Cum o zic mereu, cifrele pe mine nu mă interesează, vreau doar să-ți demonstrez că mare diferență la acest capitol nu este. Situația este la fel de bună și cu partea de throttling sau cu supraîncălzirea. Niciunul din ele throttling nu are. Generalizând, nu vei avea întrebări nici cu partea de gaming, evident, nu la setările maxime, nici cu tascurile mult mai simple. Și aici apare principala întrebare la care eu de fapt doream să ajung. Dacă singura diferență între A53 și A54 este doar designul, de ce ar trebui să-l cumpăr? Într-adevăr, dacă tu ai A53, motive de ce să cumperi A54 nu sunt, pentru că părerea mea e că A54 e pregătit pentru cei care au generații mai vechi. Despre autonomie. În primul rând, charger îți vei cumpăra separat, nu e demerare. În al doilea rând, vorbim de 5000 de mAh. Ține minte această cifră pentru că e importantă. În al treilea rând, sincer am rămas plăcut impresionat pentru că rezultatul mediu este de 6 ore de ecran activ. Foarte simplu obții din el și două zile de utilizare. Revenim la cifra de 5000 de mAh, nu e singurul în segmentul ăsta de buget sau pentru acești bani cu 5000 de miliampere oră dar e singurul care îți propune peste 6 ore de ecran activ. Iată asta de fapt și presupune optimizare având aceeași capacitate a bateriei poți obține maxim din ea. În descriere am lăsat un link în care am adăugat deja și voi mai adăuga pe parcurs rezultatul altor telefoane chiar și din alt buget ca tu să poți vedea toate aceste cifre în comparație. Camera în cifre diferențe sunt 64 de megapixele avea A53, 50 megapixeli doar are deja A54. Deafragma e aceeași F1.8. Senzorul larg și macro, fără schimbări, 12 megapixeli și 5 megapixeli, dar a dispărut senzorul de adâncime. Așa că regimul portret e primul lucru pe care îl testăm până atunci. Stabilizarea optică este, zoom optic nu este la acest capitol, iarăși fără schimbări. Revenim la regimul portret. Într-adevăr, A53 blurează mai tare fundalul, dar cum gusturile fiecare persoane sunt diferite, nu pot spune că rezultatul lui este mai bun. E diferit. Insuficiența de lumină. În primul rând, iată diferența între 50 și 12 megapixeli. Dacă ne conducem după acest tip, observi că în exemplu cu 12 megapixeli, expunerea și saturația este mai corectă. Din câte știi, 50 megapixeli nu sunt disponibili în regimul de noapte, pentru că nu poate capta suficientă lumină. În rest, sau că modelul ăsta e de test, e varianta pentru a fi expusă în magazine, sau nu știu ce alt motiv să zic, dar A53 se descurcă mai bine atunci când e vorba de expunere. Eu totuși mizez pe faptul că varianta asta este de test, pentru că de fapt e aceeași camera. La partea video, diferențe în cifre nu sunt. Maxim 4K și 30 cadre pe secundă e tot ce poți obține tu. Dar iată, în rezultatul final, diferențe sunt, pentru că Samsung pe a 54 a îmbunătățit și expunerea și stabilizarea. Așa că mie îmi place. Și senzorul clasic, pe care tu de fapt îl vei utiliza și cel mai des. Dacă raportăm la buget, nu am ce reproșa, îmi place rezultatul, dar ideea generală e de fapt că diferența între aceste două telefoane nu sunt. Și când vorbim despre senzorul cu unghi larg, la fel. Concluzii. Singurul lucru pe care îl pot reproșa în general este puterea de încărcare. Maxim 25 W atunci când concurența îți propune 67, ba mai mult și acest încărcător de 67 de W în cutie. E important sau nu? decide tu. În rest, fii atent, niciun concurent nu-ți propune în bugetul ăsta protecție totală de apă și praf, niciun concurent nu ți poate propune o autonomie atât de bună. A54 este mai bun cu 30, chiar poate 40% decât toate modelele în bugetul ăsta pe care le-am testat eu. ce îmi place mie la A54 e că pot spune că e cel mai echilibrat telefon, evident în bugetul ăsta, pentru că ei nu exagerează. De exemplu, display și camera perfectă, dar autonomie și performanță nu chiar. Iată, ei foarte bine au găsit acea linie de mijloc. Aspect premium, performanță în funcție de necesitățile utilizatorului, autonomie bună, camera iarăși în funcție de necesitățile utilizatorului.